Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Așa cum am promis în ultimul podcast, vom vorbi despre impactul emoțional pe termen lung cu un narcisist căsătorit, dacă ești într-o relație cu un narcisist căsătorit sau, cel puțin, să ai idee dacă vreodată vei intra într-o relație cu un om căsătorit și mai ales dacă este narcisist. Narcisiștii au întotdeauna relații extraconjugale, ca un capriciu, adesea fără motive sau fără explicații. Dacă ai sau ești într-o relație cu un narcisist căsătorit, care este sau care a fost experiența ta și dacă mai ești în relație, ce așteptări ai de la această relație? Poți să lași un comentariu care este părerea ta sau experiența pe care ai trăit-o. Am siguranța că după ce vei asculta acest podcast, vei ști exact ce ai de făcut. Dacă să rămâi în relație, vei continua să crezi toate minciunile sau vei renunța definitiv la această relație. Împărțirea este cheia modului în care un narcisist căsătorit își gestionează situația. Cu siguranță, toți narcisiștii se împart, dar narcisistul căsătorit este stăpânul regelui, al modului în care o face. Narcisistul poate face să pară că viața sa de căsătorie este atât de nefericită, este atât de mizerabilă în opinia lui, încât poate veni și pleca după cum dorește, fără ca pe soție să o intereseze sau măcar să întrebe unde pleacă. Acest comportament face parte din jocul lui și ca să te facă să crezi că ceea ce spune este așa, pur și simplu rezervă o vacanță de câteva zile sau o vacanță de lux undeva tropical și pleacă cu tine. Iar tu, ca victimă, văzând că narcisistul nu este stresat, ești mai convinsă că narcisistul, căsătoria lui, este pe ultimul picior sau poate chiar la ușa divorțului. Adevărul este că locuiește într-un compartiment personalizat, în cutia lui, adaptat nevoilor maritale, suplimentare pentru un narcisist. Soția este pur și simplu acasă, îngrijindu-se de copii și alte responsabilități ale casei. Crede că soțul ei este plecat în afaceri sau plecat cu prietenii. Soția, la fel ca și amanta, alege să creadă minciuna, iar narcisistul primește tot ce este mai bun din ambele părți, și de la soție și de la iubită. Dacă ești iubită sau amantă pe termen lung al unui narcisist căsătorit, trebuie să-ți dai seama că a fost prins și iertat de nenumărate ori înaintea ta. De-a lungul relației căsătoriei lor, de către soție, l-a suspectat și poate chiar l-a prins. Indiferent ce ți-ar spune, soția lui nu-l urăște, nu-l înșală și nu este o psihopată. Ea nu-l ignoră sau îl neglijează și nu se simte indiferent de faptul că comportamentele sale sunt suspecte și că ar putea ea vreodată să permită ca el să aibă o iubită sau că nu-i interesează unde pleacă soțul ei. Sunt doar minciunile lui. Este jocul lui de manipulare. Și cel mai important dintre toate este ea nu doarme într-un dormitor separat, așa cum spune el. Ei dorm împreună. Probabil au făcut sex cu puțin înainte de a-ți trimite ție mesaje. Dacă a simțit să fie alături de soție, să facă dragoste și să fie tandru cu ea. Doar pentru că îți trimite mesaje la miezul nopții, nu înseamnă că are propria cameră în același mod în care soția lui primește mesaje și mai probabil apeluri telefonice la sfârșitul săptămânii, nu înseamnă că este într-adevăr plecat în afaceri sau probabil când a fost în vacanță cu tine și a trimis mesaje soției, asta nu însemna că era în interes de serviciu. Era într-un interes plăcerilor și nevoilor personale. Același joc și aceleași minciuni pe care îi le spune soției, ți le spune și ție. În rolul de amantă îți va spune că tu ești ce-și dorește, ce caută el, că tu îl înțelegi, nu-l neglijezi, se simte că ești acolo pentru el cu trup și suflet. Tu ești persoana alături de care vrea să trăiască și se simte iubit și fericit. Își dorește să fie cu tine. Iar aceasta este prima săgeată cu care începe manipularea de a te face să fii trup și suflet pentru el. Te va pune în genunchi cu acest joc de manipulare, cu aceste vorbe, te face să-ți pierzi mințile.
O altă săgeată este când începe să devină victimă. Acasă nu este iubit, nu este respectat, nu este îngrijit, îți va trimite mesaje, chiar și noaptea, spunând că doarme singur, că își dorește să fie cu tine și cât mai curând vrea să-și petreacă tot restul vieții alături de tine. Foarte multe minciuni, doar să fie sigur că tu ai intrat în plasa lor de manipulare. Va veni ziua când deja observi să fii doar amantă și vei dori să știi. Ori. Aici începe partea cea mai interesantă, când devine victimă și aduce tot felul de scuze ca tu să-l crezi și să mai prelungească agonia. Scuze cum ar fi, mai așteaptă puțin că avem de discutat situația copiilor, nu este atât de ușor, sunt niște copii la mijloc. Nu înțelege de ce vrea să ne divorțăm, pentru că ea nu vrea să divorțeze. Ea mă iubește, dar ea nu mă iubește pentru că mă neglijează. Vor fi momente în care dispare pentru zile sau săptămâni, găsind scuze. Găsind scuze că a fost copilul bolnav sau tot felul de scuze și de minciuni, ca să te facă pe tine să uiți și să mai prelungească puțin agonia. Tot felul de minciuni și mizerii, doar să prelungească și să te facă să încetezi cu întrebările și să aștepți. Să aștepți că voi veți fi împreună, că el doar pe tine te iubește și drept dovadă vine și cu un cadou. În concluzie, narcisistul nu va divorța niciodată, decât în anumite situații, și sunt puține cazuri. Dacă vrei, ascultă filmarea în care am vorbit dacă narcisistul divorțează sau acceptă divorțul vreodată și fă-ți un rezumat pentru tine să înțelegi dacă va divorța vreodată. Foarte scurt și la obiect, nu va divorța și trebuie să înțelegi că în același timp în care îți spune dorm singur, mă simt singur, iar adevărul este el doarme chiar lângă soție, se poartă normal sau chiar au făcut dragoste, iar pe tine te bombardează cu texte de iubire, dar posibil să nu fii singura la care trimite mesaje. Să nu crezi că ești unică pe lângă tine, va mai exista și o altă posibilă relație accidentală. Cea care va fi întotdeauna acolo este soția, pe care o tratează ca și pe tine, cu minciuni. Fac aceleași lucruri și au aceleași comportamente, comportamentul care îi definește, manipularea. Un narcisist căsătorit, când are nevoie, găsește întotdeauna o modalitate de a le face fericite pe ambele părți, și pe soție și pe amantă, astfel încât să-și poată continua șarada. Asta face parte din jocul și comportamentul lor. De ce naiba renunța vreodată la soție? Pentru toți narcisiștii, să nu mai vorbim de un narcisist căsătorit. Viața nu este nici măcar pe jumătate distractivă dacă nu există nimeni în spatele căruia să facă lucruri rele. Așadar, ce trebuie să înțelegi este că nu va abandona soția și copiii, dacă sunt copii, pentru o aventură mai mică sau de lungă durată. Va continua jocul ăla din cât tu vei accepta. Nu merită nici el și nici un alt bărbat ca tu să aștepți. Să aștepți ce? Alegerea îți aparține, dacă vei rămâne sau nu, dar ce trebuie să înțelegi este că dacă conștientă alegi să rămâi, s-ar putea să suferi de sindromul victimei narcisiste sau de sindromul victimei. Îmi doresc ca aceste informații să vă fie de folos. Dacă ai subiecte de care ești interesat, nu uita să le lași în cutia de comentarii, subiecte care probabil ar ajuta și pe alții. Dăm voie să-ți mulțumesc că mi-ai fost alături în acest podcast. Și dacă vrei să îmi susții activitatea, nu uita să apeși butonul de abonare, dar și clopoțelul ca să fii notificat cu noile postări. Până la următoarea noastră întâlnire, nu uita că te iubesc cu inima și te îmbrățișez cu sufletul.